care este subiectul lecțiunii biblice din această dimineață. Această zi este legământul lui Dumnezeu cu poporul lui Israel. Cuvintele acestea regăsăm în Sfânta Scriptură la Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 1 până la 15 și versetul cheie, găsăm la Ieremia, capitolul 50, versetul 5. Mulțumesc! Legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel. Am început anul acesta cu legământul lui Dumnezeu cu noi. Duminica trecută a studiat legământul lui Dumnezeu cu cine? Cu Avram. Cu Avram. Duminica aceasta ne ocupăm de poporul Israel. Și duminica viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom studia legământul lui Dumnezeu cu cine? Cu David. Legământul lui Dumnezeu cu David. Aș vrea să vedem în această dimineață, dacă ne mai ducem aminte, ceea ce am studiat în prima duminică anului acestuia 2015. Și anume vreau să vă întreb câte legăminte sunt în Sfânta Scriptură. Legământul din grădina Edenului, legământul adamic, legământul cu Noe, legământul cu Avram, legământul cu poporul Israel sau legământul mozaic, legământul Cananului, legământul cu David și în cele din urmă un legământ din care și noi facem parte într-o vreme ca aceasta, și anume legământul cel nou. Legământul cel nou. Atunci când stăm la cina Domnului, ne aducem aminte ca biserică răscumpărată de faptul că prin credința în Domnul Iisus Hristos și datorită jertfei sale, datorită sângelui vărsat, noi facem parte din acest nou legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu oamenii. Și ne bucurăm de faptul că suntem parte a acestuia și experimentăm în fiecare zi binecuvântarea, îndurarea, bunătatea și toate binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă asupra noastră în fiecare zi. Lecția de astăzi are un scop anume, și anume să ne facă să vedem importanța pe care Dumnezeu o acordă poporului Său și importanța intrării într-un legământ cu El. S-ar putea să vă întrebați, are vreo relevanță pentru noi astăzi legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat în vechime cu poporul Său, Israel? Biblia ne spune că Dumnezeu a încheiat cu poporul Său legământul acesta. Dar noi nu facem parte din poporul Israel. Noi suntem parte a noului legământ. Suntem, dacă vreți, Israelul spiritual. Facem parte din biserica răscumpărată cu preț de sânge a Domnului Iisus Hristos. Are vreo valoare, are vreo relevanță, are vreo importanță pentru noi astăzi legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel în vechime? Apostolul Pavel spune în Timotei că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și ne este de folos. Asta înseamnă că fiecare pasaj din Scriptură, inclusiv din Vechiul Testament, are pentru noi o valoare și o importanță deosebită. O să vedem că termenii legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel are aplicabilitate și pentru
aceasta. O să vedem în această dimineață faptul că ceea ce intenționat Dumnezeu să facă cu poporul Israel, același lucru intenționează Dumnezeu să facă cu noi, biserica Lui, poporul Său răscumpărat prin credința în Domnul Iisus Hristos într-o vreme ca aceasta. Tată din Cer, stăm înaintea Ta în aceste momente și în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim pentru părtășia pe care în această dimineață o avem în numele Tău în locul acesta. Avem în fața noastră cuvântul Tău, cuvântul Scripturii, care este gata și în această zi să le vorbească fiecare dintre noi. De aceea, Doamne, în această dimineață, noi ca biserică răscumpărată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, mărturisim că avem nevoie de Tine și de cuvintele Tale. Avem nevoie să înțelegem Scripturile și înțelegându-le am vrea să le aplicăm și în viața noastră de zi cu zi. De aceea, ajută-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, prin călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, în această dimineață să putem pricepe cuvântul Tău, să putem înțelege sfaturile pe care Tu le-ai pregătit pentru noi în această zi. Și plecând din locul acesta, dorim să plecăm cu toții motivați de dorința de a trăi pentru Tine și pentru slava Împărăției Tale. Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat, mulțumim pentru că vei lucra în continuare, ne închinăm înaintea Ta, Te slăbim, Te binecuvântăm și îți mulțumim. Tată din Cer, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt ne-a rugat și îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile.
un lucru foarte interesant, și anume faptul că legământul mozaic conține aproximativ, și fiți foarte atenți, 600 de porunci, care sunt împărțite în trei categorii majore. Porunci, legi și rânduieli. Poruncile sunt o exprimare clară și concisă a voii lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel. Legile sunt cele care reglementează viața socială și civică a poporului lui Dumnezeu. Și rânduielile sunt cele care reglementează viața religioasă în sânul națiunii lui Dumnezeu. Legământul acesta Dumnezeu îl încheie cu Israel după ce aceștia au ieșit din țara Egiptului, din țara robiei. Legământul este expus pe larg în cartea Exodul și amintit de asemenea în numeroase alte părți ale Vechiului Testament. Este legământul care stabilește principiile care guvernează relația dintre Dumnezeu și poporul Israel. Este un legământ condiționat care prevede că în cazul în care Israel va asculta și va împlini legea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va binecuvânta. Iar în eventualitatea neascultării, Dumnezeu îi va pedepsi și îi va disciplina. Înainte de a vedea ce anume promite Dumnezeu poporul Israel, datorită acestui legământ, și ce anume este dator poporul Israel să facă față de Dumnezeu, tot conform acestui legământ, înainte de a vedea sau de a răspunde la aceste două întrebări, dați-mi voie să vă prezint în această dimineață, conform materialului pe care îl avem de studiu, făcut de fratele David Nicola, pastor la Lugoj, în România, un om deosebit, un om binecuvântat de Dumnezeu, pe care îl cunosc și de care sunt mândru de faptul că Dumnezeu ne-a dăruit nouă bisericilor evanghelice în România, oameni ca el. Un om deosebit, un om dedicat Domnului, dedicat slujirii lui Dumnezeu, un om care de ani de zile lucrează la aceste materiale de studiu biblic pe care le pune la dispoziția fraților în toată România și sunt zeci de biserici care studiază duminică dimineața la timpul de studiu biblic potrivit cu tematica pe care fratele David Nicola, sub călăuzirea Duhului Sfânt, o face și o pune la dispoziția fraților pentru a fi studiată în țara noastră. Câteva caracteristici sau câteva gânduri referitor la legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul Israel. Am văzut la început că în Sfânta Scriptură există 8 legăminte. Vreau să vă spun în această dimineață faptul că în toate cele 8 cazuri, când vorbim despre legămintele pe care le descoperim în Scriptură, inițiativa este întotdeauna de partea lui Dumnezeu. Când vorbim despre legământul acesta pe care noi îl studiem în această dimineață, chiar dacă Moise este mijlocitorul acestui legământ, inițiativa lui aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu are exclusivitate în ce privește inițiativa. Așa cum este cadrul și în celelalte 7 legăminte pe care, cu ajutorul Domnului, în săptămânile următoare le vom studia când venim la casa lui Dumnezeu. Legământul despre care vorbește textul în această dimineață din Deuteronom, capitolul 29, și îmi place foarte mult ideea aceasta, este un legământ repetabil. Ce înseamnă un legământ repetabil? Un legământ care nu este original, prezentat aici în Scriptură.
un regământ care se repetă. Generația de evrei care au ieșit din țara Egiptului, care au primit legea la muntele Sinai și au fost martori a ceea ce înseamnă manifestarea autorității și puterii lui Dumnezeu la muntele Sinai, când Dumnezeu le-a dat legea, generația aceasta, din pricina neascultării și din pricina păcatului, a pierit în pustie. În cei 40 de ani de primejdie în pustie, se naște o nouă generație. O generație tânără. O generație care trebuia să fie instruită corespunzător înainte de a intra în țara Canaanului. Generația nouă stă înaintea lui Iosua, stă înaintea lui Moise și vedem că textul din Scriptură sau pasajul din Scriptură din Deuteronom, capitolul 29, poartă denumirea înnoirea legământului. Înainte ca această nouă generație să intre în țara Canaanului, Dumnezeu îi cere lui Moise să repete cu ei legământul. Și Moise începe de la prima poruncă și o descrie tot ceea ce Dumnezeu vrea să facă în mijlocul lor. Ceea ce le spune Dumnezeu, ceea ce le promite Dumnezeu, și apoi, în final, Moise le arată ce vrea Dumnezeu de la ei. Legământul despre care vorbește Scriptura în Deuteronom, capitolul 29, este un legământ repetabil. Îmi place ideea pe care fratele David Nicola o are în materialul de studiu, care spune așa. Legământul din Deuteronom nu este diferit de cel încheiat cu ei pe muntele Sinai, după ieșirea din țara Egiptului. Este același legământ, dar explicat și actualizat pentru nevoia generației care s-a ridicat în locul părinților lor. Un alt aspect al acestui legământ este faptul că Biblia ne spune în Deuteronom, capitolul 30, și vă rog să deschideți împreună cu mine în această dimineață la capitolul 30, să citim de la versetul 15, este vorba despre un legământ care trebuia acceptat de bunăvoie. De bunăvoie. Nimeni nu era silit să accepte termenii acestui legământ. Fiecare în dreptul lui trebuia să decidă dacă vrea sau nu vrea să accepte legământul acesta pe care Dumnezeu este gata să-l încheie cu ei, cu noua generație. Trebuiau să accepte de bunăvoie. Deuteronom, capitolul 30, începând cu versetul 15. Iată, îți spun astăzi înainte viața și moarte, binele, moartea și rău. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi, spune Dumnezeu, cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Un legământ care trebuie acceptat de bunăvoie. Nu este nimeni forțat să accepte termenii acestui legământ. Fiecare trebuia să răspundă
în dreptul lui. Așa cum nici eu nu pot obliga copiii pe care Dumnezeu mi-a dat să-i forțez să facă legământ cu Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Noi putem forța. Fiecare răspunde în dreptul lui. Fiecare decide ceea ce trebuie să facă, dacă vrea să asculte și să-L slujească pe Dumnezeu, sau dacă vrea să trăiască departe de Dumnezeu în neascultare față de El. Alegeți, spune Dumnezeu prin Moise, astăzi, între cele două posibilități. Viața sau moartea. Binecuvântarea sau blestemul. Anii trec, poporul Israel intră împreună cu Iosua în țara Canaanului, în țara aceasta binecuvântată, promisă de Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Sunt în țara aceasta. Țara este supusă la India poporului lui Dumnezeu. Iosua se află la sfârșit de viață. Este conștient de faptul că misiunea sa în mijlocul poporului Israel se apropie de încheiere. Și în capitolul 24, începând cu versetul 14, omul lui Dumnezeu, generalul Iosua, omul folosit de Dumnezeu pentru a duce poporul în țara Canaanului, vine înaintea poporului Dumnezeu și spune așa: acum, temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Generalul Iosua provoacă poporul la o decizie pentru Dumnezeu. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Lui Dumnezeu sau celorlalți Dumnezei. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul Israel, vorbim despre legământul mozaic, este un legământ care trebuia acceptat de bunăvoie. Și cunoaștem din Sfânta Scriptură și studiul pe care noi îl avem în această dimineață ne face de asemenea cunoscut cu acesta că încălcarea acestui legământ atrage după sine judecata și pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit foarte mult poporul Israel, dar în același timp a fost și drept cu ei. Atunci când ei l-au ascultat pe Dumnezeu, aceștia au experimentat dulceața binecuvântărilor revărsate de Dumnezeu peste ei. Însă atunci când au încălcat legământul, evreii au fost pedepsiți de Domnul. Haideți să vedem în această dimineață, în primul rând, ce promite Dumnezeu poporului Israel conform acestui legământ. Am scris aici pe foaie de hârtie un lucru care îmi place foarte mult și vreau să îl citesc în această dimineață. Legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel nu este lipsit de semnificație sau de valoare. Înainte de a le cere ascultare și supunere, Dumnezeu le comunică termenii și conținutul acestui legământ pe care vrea să-l încheie cu ei. În felul acesta, fiecare evreu știa ce îl așteaptă în legătură cu Dumnezeu, conform legământului pe care acesta era gata să-l încheie cu poporul Israel. Ce le promite Dumnezeu evreilor conform legământului? Ce le promite? În primul rând, să fie Dumnezeul lor. Promite Dumnezeu să fie Dumnezeul lor. Să citească cineva Deuteronom, capitolul 29, versetul 13.
pagina Scripturii 225. Să citească și versetul 12. Și versetul 12. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeu tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul Dumnezeu tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și acum a jurat părinților tăi, Avram, Isaac și Iacob. Mulțumesc! Ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău. Un legământ care conține, printre altele, o promisiune extraordinar de frumoasă. O mare binecuvântare. Dumnezeu, ca parte acestui legământ, vine în fața evreilor, vine în fața poporului Israel și spune: eu vreau să fiu Dumnezeul vostru. E frumos, nu-i așa? Dragii mei, inițiativa aparține lui Dumnezeu. Nu evreii vin și spun lui Dumnezeu: Doamne, n-ai vrea să încheie un legământ cu noi prin care Tu să te angajezi ca să fii Dumnezeul nostru? Nu. Dumnezeu este inițiatorul acestui legământ. Dumnezeu vrea să încheie acest legământ cu evrei. Și printre altele, datorită acestui legământ, Dumnezeu vine și spune: eu vreau să fiu Dumnezeul vostru. Psalmistul spune în Psalmul 144, versetul 15: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. O mare binecuvântare. Binecuvântarea de a-L avea pe Dumnezeu ca Dumnezeu al tău personal. Aceasta implică cunoaștere, implică experiențe împreună cu El și implică călăuzire, protecție și multe alte lucruri de genul acesta. Se angajează Dumnezeu să devină Dumnezeul poporului Israel. O altă binecuvântare pe care Dumnezeu le promite evreilor, o binecuvântare deosebit de frumoasă, este legată de ce? De țara unde aceștia urmau să intre. Dumnezeu le promite o țară cum? Binecuvântată. O țară binecuvântată. Nu o țară lipsită de semnificație, o țară lipsită de valoare, de importanță, nu. Țara pe care Dumnezeu este gata să ofere poporul Israel datorită acestui legământ sau ca parte a acestui legământ pe care îl vrea să încheie cu ei, țara aceasta este, într-adevăr, o țară binecuvântată. Deuteronom, capitolul 8, și vă rog să deschideți împreună cu mine în această dimineață Scriptura la Deuteronom, capitolul 8, începând cu versetul 7. Cuvântul Domnului spune așa: căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu curaie de ape, apă cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din voi și munți, țară cu grâu și cu orz, cu vii, cu smochine, cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă din nimic, spune Dumnezeu. Țară ale cărei pietre sunt de fier și din al cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până într-acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de boi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama
să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Țara pe care Dumnezeu ne-o promite și care face parte din legământul acesta pe care El vrea să-L încheie cu poporul Israel. Țara aceasta este o țară binecuvântată. În repetate rânduri, când citim în Scriptură despre țara Canaanului, observăm expresia aceasta, o țară unde curge lapte și miere. Acum dați-mi voie să vă spun în această dimineață că Dumnezeu nu avea intenția ca, odată ce prima pereche de evrei sau primul evreu care pășea în țara aceasta binecuvântată, să se uite în stânga, în dreapta și să vadă numai lapte și numai miere. Nu s-a așteptat Dumnezeu așa ceva, nici măcar n-a avut în mintea lui Dumnezeu un astfel de lucru atunci când a folosit expresia aceasta, te vor duce într-o țară unde curge lapte și miere. Însă Dumnezeu folosește fraza aceasta pentru a le descrie frumusețea și măreția și gingășia acestei țări. Când spionii trimiși de Moise să cerceteze cu deamănuntul țara, când aceștia se întorc și se înfățișează înaintea slujitorului Dumnezeu, spionii aceștia spun aceste cuvinte, atenție, ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere. Și iată roadele. Au tăiat o ramură de viță cu un strucure și l-au pus câte doi și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini, au luat și rodii și smochine. Mă uit pe internet și văd că la sărbătoarea mulțumirii, la sărbătoarea recunoștinței în unele biserici este creat așa de cei care s-au ocupat acolo un strucure foarte mare, dar e mai pus din mai multe bucăți. Așa, și un strucure cam așa de înălțimea aceasta și cam așa de la un strucure tare frumos. Și pus pe o prăjină acolo, în fața adunării, în fața unde sunt și celelalte bunuri pe care le-au adus înaintea Domnului la altar. Un strucure dus de doi oameni pe o prăjină. Voi băieții din spate. Așa, ce ziceți? Era ușor strucurile ăla? Nu puteai să-l duci de un singur. Trebuiau doi. Și trebuia o prăjină. Și prăjina aceasta, mă gândesc, l-au pus-o pe umăr. O țară unde curge lapte și miere, vin spionii înaintea lui Moise și spun, e adevărat, țara aceasta e o țară unde curge lapte și miere. Iată roadele, Moise, uite la strucurile ăla, ăsta, e unul singur. Dar să vezi ce mai e acolo. O țară cu adevărat binecuvântată. Este promisiunea lui Dumnezeu pentru evrei. Vreau să fac un legământ cu voi. Pe lângă faptul că mă angajez să fiu Dumnezeul vostru, eu vreau să vă mai dau ceva. O țară cu adevărat binecuvântată. Unde curge lapte și miere. Și voi, ca și popor al meu, veți mânca din roadele acestei țări. Și vă veți bucura de la cel mai mic până la cel mai mare. De tot ceea ce eu am pregătit pentru voi. Și altceva ne mai promite Dumnezeu evreilor. Deuteronom capitolul 4. Și vă rog să deschideți împreună cu mine. Deuteronom capitolul 4, începând cu versetul 5. Dumnezeu promite să dăruiască o lege sfântă și binecuvântată. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și pricepirea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput, care este în adevăr neamul acesta, acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm. Dumnezeu le promite o lege sfântă și binecuvântată. Și legea aceasta va avea un impact deosebit asupra lor. Spune Scriptura în versetul 6, legea aceasta, dacă o veți păzi și o veți împlini, va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea poporilor.
Și dacă veți împlini această lege, dacă veți păzi poruncile și rânduirile pe care vi le-am dat ca și popor al meu, ca parte a acestui legământ, iată ce vor spune alte popoare despre voi, spune Dumnezeu. Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Un popor cultivat, un popor educat, un popor echilibrat, un popor înțelept, un popor care totdeauna și conform unei promisiuni pe care o face Dumnezeu, dacă vor împlini legile și poruncile Lui, Dumnezeu spune, întotdeauna te voi face ce? Cap și nu? Coadă. Uitați-vă într-o vreme ca aceasta. Cu toate că Israelul este puțin lăsat deoparte de Dumnezeu. Și în vremea aceasta se ocupă Dumnezeu de noi care suntem biserica Lui, de neamuri. Cele mai mari invenții, cele mai mari binecuvântări, în ce privește informatica, în ce privește medicina, în ce privește știința, de unde credeți că vin? De unde credeți că vin? Din Israel, evrei. Dumnezeu le spune, dacă veți asculta și dacă veți face și dacă legea aceasta sfântă și binecuvântată pe care m-am gândit să vă dau, și în mintea mea m-am gândit că o să vă facă numai bine. Dacă veți păzi cuvântul meu, veți fi întotdeauna cap și nu coadă. Cap și nu coadă. Fac o mică paranteză, era o emisiune la televizor. Se întâmplase o situație mai neplăcută într-o țară din Europa și emisiunea aceasta a fost cu câțiva ani în urmă. La un moment dat, moderatorul emisiunii întreba pe cei care l-au invitat în platou, spuneți-mi, în opinia dumneavoastră, spunea moderatorul, care este serviciul de informații cel mai capabil la ora actuală în lume, cel mai puternic la ora actuală în lume. Și cineva spunea, serviciile de informare de securitate americane, alții spuneau, nu, câteodată rușii îi depășește americani. În studio respectiv, cineva zâmbea și moderatorul se uită la el și spune, nu vă zbăra de ce zâmbiți, nu sunteți de acord? Și spunea, ba da, respect părerea fiecărui invitat, dar vreau să vă spun că serviciul cu cea mai mare influență și cel mai puternic dezbordat la ora actuală pe planeta noastră, în lume, este Mossadul evreiesc. Ăștia depistează dinainte. Când americanii au avut ce au avut pe 11 septembrie, când cele două turnuri au căzut, evreii au fost cei care au venit și le-au spus, aveți mare atenție, că vi se pregătește ceva. Nu știm unde și când, dar țara voastră este vizată și cât de curând veți avea parte de ceva neplăcut. Așa. Vedem că americanii n-au ținut cont și mai târziu au plătit pentru lucrul acesta. S-a întâmplat ce s-a întâmplat acum la Paris. Am înțeles că tot evreii au venit și au spus, aveți mare grijă, țara voastră este vizată, cât de curând veți avea parte. Ce credeți că au făcut francezii? Că au prezut și au văzut de freabă. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. La ora actuală, cei mai buni spioni, cel mai bun serviciu secret de informații la nivel mondial, îl dețin evreii. Și se numește Mossad. Spune Dumnezeu, dacă vei face și vei împlini legile mele, te voi face cap și nu coadă. Vei fi un popor priceput. Și alții vor spune despre tine, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Un popor înțelept și priceput. O altă promisiune pe care le face Dumnezeu, e o promisiune pe care eu admir și mi-e dragă foarte mult, pentru că are legătură cu ceea ce s-a întâmplat și în viața mea și în viața dumneavoastră. Conform acestui legământ, Dumnezeu vine și le promite să le dăruiască un mântuitor. Deuteronom, capitolul 18, începând cu versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de El, spune Moise. Astfel, El va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai,
să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Promisiunea unui mântuitor. Promisiunea că în lumea noastră va veni Mesia, cel trimis de Dumnezeu. Și pe câmpiile Betleemului, păstorii aceia care erau pe lângă turmele lor și nu știau absolut nimic despre ceea ce se va întâmpla în lumele următoare, dintr-o dată au parte de experiență extraordinară frumoasă. Se luminează cerul, apare un înger, în spatele îngerului apare oaste cerească care lăuda pe Dumnezeu și spunea slavă lui Dumnezeu locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și îngerul acesta vine înaintea păstorilor cu un mesaj extraordinar. Nu vă temiți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul Israel. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Cine este Mântuitorul acesta? Este prorocul despre care vorbește Moise. Sau despre care vorbește Dumnezeu prin Moise. Din mijlocul fraților tăi, din mijlocul vostru, Dumnezeu va ridica un proroc. În gura lui Dumnezeu va pune cuvintele sale și omul acesta, tot ce va vorbi, prorocul acesta, tot ce va vorbi, va vorbi nu de la el, spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, ci eu spun ceea ce îmi spune Tata să spun. Și fac nu ceea ce vreau eu să fac, ci fac ceea ce îmi spune Tatăl meu să fac. Toți prorocii din Vechiul Testament vorbeau despre promisiunea lui Dumnezeu cu privire la venirea lui Mesia. O promisiune pe care, conform mesajele pe care Pavel îl transmite galatenilor la plinirea vremii, Dumnezeu a hotărât să-L trimită în lumea noastră pe Domnul Iisus. Am vrea să încheiem în această dimineață studiul nostru, dar nu înainte de a vedea ce vrea Dumnezeu de la popor. Haideți să facem o mică repetiție. Ce le promite Dumnezeu evreilor? Ce le promite? 1. Să fie Dumnezeul lor. 2. Să le dea o țară binecuvântată, unde curge lapte și miere. 3. Să le dea o lege sfântă și binecuvântată și dacă ei vor ține legea aceasta și o vor împlini poruncile pe care Dumnezeu le-a lăsat în legea aceasta, poporul acesta va fi un popor deosebit, un popor înțelept, un popor priceput, va fi cap întotdeauna și nu coadă. Asta am învățat în această dimineață și apoi Dumnezeu le mai promite ceva. Le promite un Mântuitor. Le promite un proroc. Asta vreau să fac eu pentru voi. Dar, dragii mei, vreau ca și voi să faceți ceva pentru mine. Ce anume, Doamne? Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Ce vrea Dumnezeu de la ei? Să nu uite niciodată că El este singurul Dumnezeu. Niciodată. Dar niciodată să nu uite că El este singurul lor Dumnezeu. Ascultă Israel, spune Scriptura. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Este singurul Domn. Vreau să vă întreb ceva în această dimineață, dragii mei. Le-a cerut oare Dumnezeu mult? Le-a cerut Dumnezeu oare ceva imposibil de realizat? Le-a cerut ceva Dumnezeu peste măsura lor, peste capacitatea lor, peste priceperea lor? Atât a vrut Dumnezeu. Sau cel puțin, printre altele, Dumnezeu le cere evreilor, dragii mei, uite ce vreau să vă dau eu, dar uite ce vreau eu de la voi. Eu vreau ca pentru fiecare casă, pentru fiecare evreu în parte, eu vreau să fiu singurul Dumnezeu. În vremea aceea, popoarele care erau pe lângă poporul Israel, popoarele îndecinate,
aveau foarte mulți Dumnezei. Fel și fel de animale erau echipate într-un zeu și îl respectau și se închinau înaintea lui. Aduceau jertfe înaintea acelui animal. Evreii sunt chemați de Dumnezeu să fie diferiți față de celelalte popoare. Dacă celelalte popoare care vă înconjoară și le veți vedea și le vedeți cu ochii voștri, dacă ei au parte de foarte mulți Dumnezei la care se închină, voi care vreau să fiți poporul meu și vreau să intrați în legământ cu mine, vreau să aveți un singur Dumnezeu. Și acesta să fie Iahve, Jehova, Dumnezeul cel viu și adevărat. Asta vrea Dumnezeu de la evrei. Ce mai vrea cu Dumnezeu de la evrei? Capitolul 6, versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Vrea Dumnezeu de la evrei să-L iubească. Un lucru absolut normal. Un lucru logic. O cerință normală pentru un popor care mărturisea cu gura lui că aparține lui Dumnezeu și se închine Dumnezeului viu și adevărat care a creat cerul și pământul și tot ceea ce este pe el. Dumnezeu Creatorul, Susținătorul și Stăpânitorul tuturor lucrurilor. Să-L iubească pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a iubit pe evrei foarte mult și prin urmare același lucru îl cere de la ei conform legământului. Domnul Iisus Hristos într-o zi când a fost provocat să vorbească despre cea mai mare poruncă, spunea printre altele, unul din cărturari care a auzit, care i-a auzit se vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea mai din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua, asemenea ei, este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Să-L iubească pe Dumnezeu, să-L iubească cu toată ființa lor. Apoi, capitolul 6, de la versetul 9. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să-L întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini, cât să-ți fie ca niște fruntrari între ochi. Să le spui pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Ce vroia Dumnezeu de la ei? Să păzească legea lui Dumnezeu spre binele și onoarea lui Dumnezeu. Sunt câteva cerințe pe care le oferă Dumnezeu sau le prezintă Dumnezeu ca parte acestui legământ. Și întrebarea cu care aș vrea să închei în această dimineață este următoarea. Are vreo însemnătate, vreo valoare pentru noi legământul acesta pe care Dumnezeu l-a încheiat cu evrei altă dată? În acest legământ Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul lor. Asta făcea din ei un popor sfânt, un popor pus deoparte pentru Domnul. Conform legământului, poporul acesta urma să fie un popor înțelept, bogat, superior față de alții. Dumnezeu urma să fie de cunoscut, să fie făcut de cunoscut înaintea tuturor popoarelor învecinate de ei sau din vremea respectivă. Legământul acesta avea să facă din poporul lui Dumnezeu un popor deosebit. Vreau să vă întreb în această dimineață, oare nu și aceasta este venirea noastră ca și poporul lui Dumnezeu? Prin credința în Domnul Iisus Hristos, noi ne-am mărturisit hotărârea de a trece de partea lui Dumnezeu și de a sluji pe Dumnezeu. Am fost puși deoparte pentru Domnul. Asta înseamnă un popor sfânt care se află la dispoziția lui Dumnezeu. Un popor prin care Dumnezeu să-și slăvească numele pe pământul acesta. Și un popor care are menirea să-L prezinte pe Dumnezeu și altul. Aceasta trebuia să facă Israel altădată. Aceasta este chemarea Bisericii într-o vreme ca aceasta. Ca popor al lui Dumnezeu, intrat în legământ cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, suntem chemați să-L răspândim pe El oriunde. Să transmitem Cuvântul lui Dumnezeu
oriunde vom merge. Ca biserică răscumpărată avem menirea de a spune și altora despre Dumnezeul nostru. Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel este legământul care se regăsește în noul legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi prin Domnul Iisus Hristos. Aceleași lucruri pe care Dumnezeu le-a cerut cu Israel altădată sunt cele pe care Dumnezeu le cere de la noi în această dimineață. Să fim un popor pus deoparte pentru El. Un popor care să-L slujească pe Dumnezeu. Un popor care să-L iubească pe Dumnezeu. Un popor care să asculte de poruncile și de legile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să asculte și să împlinească cuvântul acesta al Sfintelor Scripturii. Avem aceeași menire. Avem același Dumnezeu. Mă rog în această dimineață ca El să ne ajute, să ne dea înțelepciune și pricepere, ca să știm cum să-L slujim, în așa fel decât El să fie slăvit în viețile noastre. Și numele Lui întotdeauna să fie peste noi. Și slava Lui întotdeauna să fie manifestată în viețile noastre.